Tema conferinței de astăzi se referă în principal la noua organizare teritorială a mediatorilor, în plan național și în plan județean, mai cu seamă. Primele proiecte ale noului Consiliu de Mediere ales în luna martie 2015 și, în partea a doua, modificări legislative privitoare la soluționarea litigiilor dintre consumatori și comercianți, ce se preconizează în viitor. Pentru început, am să vă prezint pe scurt o scurtă evoluție a profesiei de mediator în România. După cum cunoașteți, medierea ca procedură alternativă la justiția statală de soluționare a litigiilor a fost reglementată pentru prima dată în România prin legea 192 în anul 2006. Medierea ce este? O modalitate de soluționare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terțe persoane specializate în calitate de mediator, în condiții de neutralitate, confidențialitate, imparțialitate și având liberul arbitru, liberul consimțământ al părților. Procedura mediere are doar avantaje. Și noi l-am explicat încă din 2006, e vorba de soluționarea unui conflict existent într-un timp scurt, într-un timp rezonabil, cu costuri minime, cu rezultate pozitive pentru ambele părți aflate în conflict, care asigură o soluție de echilibru și de stabilitate pentru ambele părți. Deci, în 1996, în 2006, în baza legii 192, este reglementată pentru prima dată mediere în România. În baza legii se înființează ca for național de conducere primul Consiliu de Mediere, format din 9 membri, care coordonează activitatea mediatorilor în plan național. Tot în 2006 au fost înființate și primele asociații tip centru de mediere, Neamț, Bacău, Suceava, în toată țara. La noi am înființat în mai, luna mai, 2006, Asociația Centru de Mediere Neamț, fondată din cine? Din primii 10 mediatori formați la Centrul de Formare Pilot Craiova, cu sprijinul ambasadei SUA de la vremea aceea. Scopul principal al asociației a fost acela de promovare a medierei, pe de-o parte, de informare a publicului larg cu privire la avantajele medierei și de stabilirea primelor relații instituționale dintre asociație, ca prin nucleu al mediatorului de județul Neamț, și instanțele de judecată, precum și celelalte instituții publice locale. Deci spuneam că în 2006 au fost înființate primele asociații în țară. Ulterior au apărut și alte asociații ale mediatorului, pe măsură ce profesia a sporit ca număr, sau au apărut școli de formare mediatorilor în țară, s-au format mai mulți mediatori și astăzi, de la 40-50 mediatori care eram în toată țara în 2006, suntem undeva la 6800 de mediatori în toată țara, mediatori autorizați, mediatori activi. Pentru că în multe județe erau câte 2-3 asociații, mediatorii erau practic fărămițați în aceste asociații. Am luptat de mult, de câțiva ani de zile, încă de prevremea celui de-al doilea Consiliu de Mediere, să unim mediatorii în cadrul județului într-o singură structură organizatorică. Și noul Consiliu de Mediere, ales în luna martie 2015, a transpus în practică această cerință de unificare, de unitate a mediatorilor. Și s-a format astfel aceste structuri județene, denumite Corp Profesional al Mediatorilor în toată țara. Avantajul este că ne cunoaștem mai bine, ne putem sprijini mai bine în activitățile noastre, avem o altă imagine ca și corp profesional în fața autorităților locale, a instanțelor de judecată. În luna mai, la noi în județ, au avut loc primele alegeri ale noului corp profesional și a fost aleși în calitate de conducători, reprezentanți ai Consiliului, ai Corpului Profesional, doamna Mirela Luciana Merlușcă, vicepreședintă în stânga mea, domnul Laurențiu Vasile Manole, vicepreședinte în dreapta mea, eu în calitate de președinte, și doamna Petronela Stovrin a fost aleasă ca reprezentant al Corpului Profesional al mediatorilor din județele Neamț și Bacău, pe lângă Curtea de Apel Bacău. Obiectivul principal al Corpului Profesional Mediatorului este acela de a transpune în practică proiectele Consiliului de Mediere. Practic, noi reprezentăm Consiliul de Mediere în practică și transpunem
în practică proiectele acestea privind promovarea medierii și în relațiile instituționale între corpuri profesionale și instanțe pe de-o parte, instituții, autorități pe de-altă parte. În privința atribuțiilor, dau cuvântul colegii mele, doamna Mirela Viziana Merușcă, vicepreședinte. Vă rog, mulțumesc. Bună ziua și vă spun și eu bine ați venit și mulțumim. În privința atribuțiilor organelor de conducere ale corpului profesional al mediatorilor, aceste atribuții derivă din necesitatea promovării medierii la nivel local, din necesitatea promovării profesiei de mediator și pentru asigurarea unei colaborări eficiente și constante cu instituțiile statului, cu unitățile administrativ-teritoriale, cu publicul larg și cu celelalte organisme de interes din județ, inclusiv cu mass media. Principalele atribuții ale organelor de conducere au fost stabilite de către Consiliul de Mediere prin hotărârea numărul 17 din 25 aprilie 2015. Aceste atribuții, în principal, se referă la implementarea la nivel local a strategiilor adoptate de Consiliul de Mediere. De asemenea, se referă la implementarea proiectelor pe care noi avem obligația de a le stabili și de a le urmări. De asemenea, în privința calității, creșterii calității profesionale a mediatorilor, vom avea un rol important. Vom coordona această activitate de pregătire profesională a mediatorilor și nu în ultimul rând vom urmări respectarea în activitatea de mediere a prevederilor legislației în vigoare și a prevederilor codului de etică și deontologie profesională. Nu în ultimul rând amintesc atribuțiile pe partea administrativă, acelea privind sprijinirea mediatorilor în înființarea de birouri, în autorizare, vom ajuta la întocmirea dosarelor de autorizare, vom organiza adunările generale ale mediatorilor și alegerile locale. De asemenea, la nivel organizatoric, vom propune măsuri privind eficientizarea activității către Consiliul de Mediere. Câteva atribuții specifice aș dori să vă spun în ceea ce privește președintele corpului profesional. Președintele este cel care reprezintă corpul profesional și interesele mediatorilor la nivel local. De asemenea, cu acordul Consiliului de Mediere încheie contracte, convenții, acorduri cu organismele județene. Considerăm că aceste atribuții sunt de linii generale, urmând ca în viitor acestea să fie îmbunătățite și, bineînțeles, completate. În ceea ce privește atribuțiile reprezentantului de pe lângă Curtea de Apel, câteva cuvinte vă va spune colega mea, Petronela Stogrin. Bună ziua tuturor! În continuarea celor declarate de colega mea, pot să vă spun că la nivel județean, mediatorii autorizați în prezent sunt în număr de 116, distribuiți pe orașe, avem 61 la nivelul orașului Piatra Neamț, 21 în Roman, 10 în Târgu Neamț și 2 în Bicaz. Diferența până la 116 completează numărul mediatorilor autorizați pe comunele arondate principalelor municipii și orașe. Vis-a-vis de atribuțiunile mele ca și reprezentant al corpului profesional al mediatorilor pe lângă Curtea de Apel Bacău, pot să vă spun ca și zonă de competență, Curtea de Apel Bacău cuprinde cele două județe, Neamț și Bacău, cu cele două tribunale din suborne, Tribunalul Neamț și Tribunalul Bacău și judecătoriile aferente, respectiv judecătoria Piatra Neamț, Roman, Târgu Neamț, Bicaz și din Bacău, Bacău, Moinești, Onești, Podul Turcului și Bucuș. Vis-a-vis de atribuțiunile mele ca și reprezentant pe lângă Curtea de Apel, vă rog să rețineți că în primul rând voi pune în aplicare strategia și proiectele impuse și planificate ca și proiecte de către Consiliul de Mediere, să aducem în plan local toate proiectele care sunt de la nivel național în ceea ce privește încheierea de protocoale cu toate instituțiile statului vis-a-vis de sistemul judiciar, însemnând aici curte de apel, tribunale, judecătorii, parchete de pe lângă tribunale și judecătorii, comisariate de poliție, penitenciare din județul Bacău, care le avem arondate și să încercăm să din discuțiile cu mediatorii și cu reprezentanții instituțiilor amintite, să vedem unde sunt nevoile și ale mediatorilor, dar și ale reprezentanților acestor instituții. La fel de bine vom colabora
din prisma mea ca și reprezentant pe lângă Curtea de Apel, cu colegii mei din reprezentanții corpului profesional la nivel județean, încercând să facem tot ce este mai bine pentru promovarea medierii și aduce profesia la nivelul pe care ne-l dorim ca și procedură alternativă de soluționare a litigiilor. Ca și elemente noutate vis-a-vis de legislație, aveți și dumneavoastră în mape directivele SAL și SOL, ceea ce înseamnă în traducere liberă SAL-ul, soluționarea alternativă a litigiilor, iar SOL-ul, soluționarea online a litigiilor, prevăzute, dacă vreți, de directiva 11/2013, care vine în continuarea directivei 52/2008, în ceea ce privește medierea ca și soluționarea alternativă a litigiilor, încercând să pună medierea în locul de prim plan a alternativei de soluționare a problemelor și a conflictelor persoanelor. SAL-ul și SOL-ul se referă în principal la conflictele dintre consumatori și producători, ceea ce înseamnă că mai ales pe domeniul protecției consumatorilor, începând cu 9 iulie, pentru că este un termen limită, un deadline, dacă vreți, până la care unitățile extrajudiciare care vor soluționa aceste litigii trebuie să-și achiziționeze toate programele online, astfel încât să poată face față solicitărilor consumatorilor care vor să depună o declarație, o plângere vis-a-vis de nerespectarea reparației unui bun sau achiziționării unui bun. De ce promovează Uniunea Europeană aceste două directive? Pentru că se dorește să ușurăm procedura de soluționare a litigiilor, să evităm instanța, să avem costuri minime și un timp maxim de realizare de 90 de zile. Deci ca și soluționarea litigiilor, dacă în instanță parcurgem undeva chiar și ani de zile, încercăm prin aceste două procedee, SAL și SOL, să ne ducem până în termenul maxim impus de directiva europeană de 90 de zile. Și atunci, bineînțeles, o să studiați și din mape cei interesați, consumatorul va avea la dispoziție o platformă online în care să depună acolo o plângere, o sesizare în toată Uniunea Europeană, va accesa țara în care vrea să facă plângerea, va fi ales un mediator sau un arbitru care să soluționeze acest conflict, persoană neutră, de aceasta se apelează la mediatori, și astfel, în termenul de 90 de zile, se va încerca ca soluționarea prin găsirea unei soluții reciproc avantajoase pentru toate părțile. Vă mulțumesc! Pentru proiectele care vor fi puse în practică de la nivelul Consiliului de Mediere, îl voi ruga pe colegul meu, Laurențiu Manole, să vi le prezinte. Bună ziua și binevenit! Pe scurt, despre proiectele pe care le vom desfășura în următorii 4 ani în care vom fi la conducerea corpului profesional. Așa cum a început și domnul președinte, din 2006 s-a format Asociația Centrul de Mediere Neamț. În cadrul acestei asociații, având ca obiect strict promovarea medierii, am desfășurat deja activități de promovare a medierii și chiar am avut un proiect care semăna un pic cu acest proiect al Consiliului de Mediere, care se numește Mediator de Permanență. La noi se numea pe vremea aia Colțul Mediatorului sau Mediator de Serviciu. În sensul că am luat legătura cu instanțele de judecată, judecătorii, tribunale, pentru a ne aloca un spațiu special amenajat pentru mediatori. Și într-adevăr am avut și avem și în prezent la judecătoria Bicaz, Târgu Neamț, Roman, la Piatra Neamț, nu deocamdată, pentru că abia s-a mutat sediu și nu avem deocamdată, dar avem un colț special amenajat, inclusiv la tribunal, unde o bună perioadă de timp a fost un mediator acolo, prin rotație, care dă informații despre ce înseamnă medierea, care este rolul mediatorului, ce litigii se pot rezolva prin mediere și, eventual, dacă era căutat un anumit mediator, datele de contact ale mediatorului. Vom relua acest proiect pe mediator de permanență, așa numitul mediator de permanență de către Consiliul de Mediere. Vom încheia din nou protocoale cu instanțele de judecată și nu numai cu instanțe, adică și cu instituții ale statului, gen primărie, prefectură. Vom încerca să ajungem chiar în primării ale comunelor, arondate Piatra Neamțului și în Neamț, pentru a reuși să facem acest spațiu destinat mediatorului. Sunt litigii care se pot rezolva de către mediatori în comune, nu e nevoie să ajungă omul la instanță pentru a-și rezolva un litigiu care se poate rezolva foarte ușor prin mediere. Cu siguranță vom rezolva și problema spațiului la Piatra Neamț, la judecătoria Piatra Neamț, chiar dacă deocamdată e la început judecătoria în nou spațiu.
Un alt proiect pe care vrem să-l desfășurăm în următorii 4 ani, cel de a încheia protocoale cu instituția, cu instituțiile statului, nu neapărat cu judecătoria și tribunalului, cu toate instituțiile, de a promova medierea. Prin afișarea de banere, prin afișarea tabloului mediatorilor autorizați în județul Neamț, de asemenea, protocoale cu instanța, ca instanța să solicite persoanelor să meargă la mediere. Nu neapărat să le oblige, dar să le pună în vedere că pot rezolva litigiul pentru care au ajuns la instanță și prin mediere. Și atunci, zic eu, ar fi un pas înainte, oamenii ar înțelege că există medierea care, ca soluție de rezolvare a litigiului și atunci poate... vom rezolva mai multe dosare pe acest prin mediere. Un alt proiect, bine, în mapele dumneavoastră aveți date mai multe despre proiecte, noi suntem abia la început în ceea ce privește aceste proiecte, corpul profesional abia s-a înființat, așa că la următoarea conferință de presă, cu siguranță, datele vor fi mai mari, mai multe și mai ample. Un alt proiect pe care încercăm să-l desfășurăm în următorii 4 ani este cel al actualizării tabloului mediatorilor Neamț, din județul Neamț, mediatorilor autorizați, în sensul că aceste tablouri vor fi actualizate cu datele de contact ale mediatorilor și ele vor fi afișate, așa cum am spus, la judecătorii și tribunale și dacă vom reuși și la celelalte instituții ale statului, primării și prefectură, va fi ok. Cam astea sunt, pe scurt, cele trei proiecte pe care încercăm să le desfășurăm în următoarele 4 ani. Cu siguranță vor mai fi proiecte pe care Consiliul de Mediere le va stabili pe parcursul anilor. Aceste proiecte sunt la nivel de țară. Deci nu numai corpul profesional al județului Neamț îl desfășoară, desfășoară toate corpurile profesionale din România. Vă mulțumim dacă... Aș vrea să completez pe colegul meu în privința mediatorului de permanență, pe care Consiliul de Mediere definește Constituție nouă. Noi am adoptat această strategie cu mulți ani în urmă și am obținut numai un colț al mediatorului, cum spune colegul meu, la Judecătoria Târgu Neamț, în arhivă, într-adevăr, pentru că spune informare în mediere, avem o masă scaun acolo pentru mediator, dar la Judecătoria Bicaz, de exemplu, avem o cameră noastră, birou mediator, unde cei interesați pot să afle informații despre mediere, să discute cu mediator și chiar să facă mediere. Deci am făcut pași importanți încă în cadrul asociației noastre Centrul de Mediere Neamț. Veți găsi mape și vreau să vă anunț două proiecte ale Consiliului de Mediere, care au fost comunicate și nouă foarte succint, în sensul că acest Consiliu lansează două proiecte, România Mediază și o societate a dialogului. Primul se adresează persoanelor care în mod normal nu își pot permite să plătească un mediator și să încearcă parteneriat cu instituțiile de cult din România, cu comunitatea musulmană, cu celelalte comunități religioase. Amănunte nu știm prea multe, doar ne-a fost enunțat ca atare să-l transmită mai departe, să publicul să afle de el. Și o societate a dialogului este aceea în care Consiliul de Mediere, mediatorii vor să se implice în sprijinirea în plan social a persoanelor defavorizate, prin ajutoare pentru, chiar spune Consiliul de Mediere, construirea de locuințe sociale, prin sprijinirea elevilor foarte buni și cu eventual orfani sau cu posibilități financiare reduse în obținere rechizite și sprijin pentru a merge la școală. Vă așteptăm cu întrebări legate de tema conferinței de astăzi și încercăm să vă răspundem punctual. Sunt structuri administrative, deocamdată fără patrimoniu. Practic, noi transpunem în practică atribuțiile, o parte din atribuțiile Consiliului de Mediere. În baza contractelor de mandat semnate cu Consiliul de Mediere. Adică am primit anumite sarcini precise în baza unui contract de mandat semnate cu Consiliul de Mediere. Deci, practic, suntem reprezentanți în teritoriu ai Consiliului de Mediere. Iar președinții din teritoriu formează acea comisie consultativă la nivel național plângă Consiliul de Mediere. Deci, practic, se lărgește sfera de comunicare între Consiliul de Mediere, ca reprezentant al mediatorilor, și reprezentanții din teritoriu. Poate să va ajunge ca la avocați să se formeze și Consiliul Național de Conducere al Medierei, pe lângă Consiliul de Mediere. Vom vedea istoria, ne va spune.
clădim încet cu pași mărunți, ca să clădim bine, în folosul nostru al mediatorilor și al cetățeanului care se adresează medierea. Concret, care va fi acuterea noastră la pentru curtea de apel? Nu, nu, nu. Ideea se va rezuma în felul următor. Activitatea. Vis-a-vis de protocoalele încheiate la nivel național de către Consiliul de Mediere, cu tot ce înseamnă curs de apel, parchete, tribunale, judecătorii, le vom aduce în teritoriu, le vom încheia la nivel local și de la curtea de apel vor pleca către tribunale, către judecătorii, parchete, comisariatele de poliție și penitenciare. Vis-a-vis de problemele, vă spuneam, pe care le întâmpină și mediatorii, dar și magistrații, pentru că de multe ori se întâmplă ca și acolo să existe probleme. Nu toți mediatorii să-și îndeplinească sarcinile prevăzute de lege sau nu toți magistrații să recomande medierea și să trimită către mediatori. Să nu fie tabloul mediatorilor autorizați, de care vă spunea colegul meu, Laurențiu Manole, actualizat și dus în instanțe. Și atunci toate aceste probleme încercăm să le soluționăm. Și dacă până acum mergeau și discutau cu reprezentanții instanțelor, reprezentanții mai multor asociații profesionale din județ, pentru că în fiecare județ existau mai multe asociații profesionale, acum va merge și va vorbi în persoana mea reprezentat pe lângă curtea de apel și împreună fie cu președintele, fie funcție de disponibilitate a dumnealor și cu vicepreședinte, astfel încât protocoalele să fie semnate și aduse la cunoștință tuturor mediatorilor din județ. Formând acest corp profesional, informația, spunem noi, va coborâ de la nivelul Consiliului de Mediere și în activitatea noastră mult mai ușor către colegii noștri mediatori, atâți cât vor să funcționeze și își doresc să profeseze în continuare. Spuneați de un număr de mediatori la nivel național, în județul Neamț? 116 la nivel național, la nivelul județului, da? Deci în Neamț 116. Discutăm de 116 mediatori autorizați activi. Pe tabloul activilor. Pentru că ei sunt formați, mai mulți la care nu s-au autorizat sau sunt incompatibili. Mai sunt suspendați, mai sunt incompatibili și atunci s-a redus numărul la 116. Dar discutăm doar cu cei activi care vor să profeseze, care profesează ca atare și care sunt la dispoziția cetățeanului. Și actualizarea, tocmai aceasta înseamnă, mai sunt mediatori în curs de autorizare sau poate mai sunt mediatori care doresc, din păcate, să-și suspende activitatea. Și atunci, lună de lună, tocmai pentru a nu se lovi instanțele de această problemă, dar se trezi cu acorduri de mediere duse spre semnare de mediator care nu se află pe tablou, ei să aibă posibilitatea să verifice actualitatea datelor. Deci, practic, cine are nevoie de un mediator trebuie să se adreseze corpului profesional județean. Sau direct pe site-ul Consiliului de Mediere la dispoziție tabloul mediatorilor autorizat, actualizat lunar de către Consiliul de Mediere. Acolo se află numele și prenumele mediatorilor, sediile, datele de contact, adresele de mail, telefon, deci este foarte ușor. Cât de curând sperăm să avem și un sediu, asta depinde, bineînțeles, tot de Consiliul de Mediere, funcție de bugetul pe care îl va pune la dispoziție, să identificăm un sediu și atunci vom avea și un centru al corpului profesional în care colegii mei să poată fi identificați, găsiți și să recomande mediatori. La fel, Consiliul de Mediere își dorește ca și proiect în viitor apropiat, prin modificare eventuală a legii 192/2006, ca judecătorii să aibă la îndemână, tocmai prin acest tablou autorizat, și o listă exact cum sunt experții și să poată recomanda justițiabilor mediatori să poată alege din listă persoana la care să apeleze pentru soluționarea litigiilor. Atunci când s-au înființat corpurile profesionale. Se vorbea că va fi obligatorie înainte de intrarea în sala de judecată. Acum nu mai este obligatorie nici informarea. Dacă rămâne la latitudinea judecătorului, el clar că o să-și lase acolo dosarul. Cu siguranță. Nu știu existat... să recomande un mediator. Deci până anul trecut a existat, știți cu toți, acea procedură de informare obligatorie înainte de instanță, altfel risca dacă nu parcurgea această procedură să-i fie respins acțiunea în instanță. Din păcate, Curtea Constituțională a declarat ca și neconstituțională această prevedere și a fost abrogată din lege. Informarea a rămas în continuare, dar nu mai este sancționată, da, deci nu mai este obligatorie. Se dorește prin modificarea legii, printr-un proiect care este deja depus în Parlament, să revină, dar de această dată nu cu o procedură de informare obligatorie, ci chiar cu procedura medierii obligatorie pe anumite litigii, pentru că în alte state din Uniunea Europeană, și amintesc aici Italia, avem deja procedură obligatorie pe mediere înainte de instanță, pe anumite litigii. Și atunci sunt obligați justițiabili, cei care au un conflict, să încerce deja medierea înainte de a merge în instanță. Dacă reușește foarte bine, merge cu acordul fie la instanță să-l investească, fie la notar să-l autentifice. Dacă nu reușește, atunci se va adresa în continuare judecătorului. Cam asta se dorește și în România, să transpunem în practică ceea ce alte state europene au reușit și este benefic pentru justițiabili. În acest moment, serviciul de mediere este taxat?
supus unei plăți? Sigur, sigur, sunt onorarii, pentru că este o profesie liberală, ca și alte profesii liberale, sunt onorarii pe care mediatorii le percep, bineînțeles, funcție de natura procesului, a litigiului pe care persoanele vin și se adresează cu el mediatorului, funcție de numărul de părți implicate în respectivul conflict, funcție de timpul alocat rezolvării amiabile a acestei probleme pe care părțile o supun atenției mediatorului, este un onorariu pe care părțile îl stabilesc într-un contract și rămâne fix de la început până la finalul medierii. Există conflict de interese cu cealaltă profesie? Care? Da. Nu. Dar există și avocați mediatori? Există. Sigur. Noi toți, colegii mei toți sunt avocați mediatori. Mediatori. Iar primii mediatori formați în țară a fost rândul avocaților, da. Primii 10 avocați. Da. Din fericire... Nu interzici medierea, din contră, sunt chiar compatibile meseria de avocat cu cea de mediator. Din fericire, colegii care sunt și avocați și mediatori înțeleg foarte bine procedura și o recomandă. Problemele sunt cu cei care nu sunt mediatori, dar eu zic că odată cu formarea acestui corp profesional ne dorim ca colegii avocați să vadă mediator colaborator și invers. Și noi mediatorii să vedem în avocați colaboratori și nu o meserie care să spună că le luăm clienții sau ei ne iau. Nu, deci este loc pentru toată lumea, profesiile sunt compatibile, putem rezolva litigii și să ajutăm cetățenii, că până la urmă ăsta este interesul, să ajutăm justițiabili să rezolve într-un timp scurt, cu costuri cât mai reduse, problemele pe care le au. Și confidențialitatea, care este principiul de bază al medierii. Dacă îmi dați voie, din punctul meu de vedere, avocatul are un rol esențial. Pentru că, în mod normal, clientul vine la avocat. Spune, domnul avocat, am o problemă. Asta sunt toate probleme. Cum pot să rezolv mai repede, mai bine și mai ieftin? Sigur. Și atunci, un avocat cu experiență, bine pregătit și de bună credință, va spune, hai să încercăm medierea. Dacă se pliază pe medieră. S-ar putea ca speța respectivă să nu se pliază pe mediere. Ok. Dar primul pas ar trebui făcut spre mediere, pentru că vei rezolva un conflict a unui client al tău mai repede, bine, costuri reduse și vorba mai merge mai departe. Am fost la Tărescu avocat, m-a rezolvat în 3 luni de zile, în 2 luni de zile, într-o lună, depinde de natura speței, de disponibilitatea părților, de a media, de a conflictul, dacă sunt deschise, dacă sunt înțelegătoare, dacă sunt dispuse să piardă ca să câștige. În privința organizării, spunea colega mea că în general în județ au fost mai multe organizații. Noi, din fericire, a fost o singură organizație, asociația, ne-am ținut singuri. S-au format și alți mediatori care au fost la alte asociații, dar în județ ca asociație am fost singuri care ne-am ținut până astăzi când s-a înșelat acest corp al mediatorilor. S-a avut o colaborare foarte bună cu instanțele și cu toate autoritățile locale, care ne-au primit cu brațele deschise, ne-au oferit spații, sprijin logistic, am împărțat și fluturași dimineața clienților. În sfârșit, deci o colaborare foarte bună cu justiția. Credeți că s-ar impune o delimitare mai tranșantă între cele două profesii? Da, nu se pune, pentru că este, avocatura este o profesie strict juridică, iar medierea este o profesie non-juridică. Pentru că avocatul lucrează cu actele clientului și vede dacă are dreptate, nu are dreptate, îl susțin sau nu susțin actele în demersurile pe care le face în justiție, pe când mediatorul are nevoie de ce? De disponibilitatea părților, de buna credință a părților, care sunt dispuse să cedeze din acele drepturi înscrise în titlu, ca să ajungă la o înțelegere. Pentru că mediatorul nu dă soluții, facilitează comunicarea dintre părți, părțile spun oful, când una, când cealaltă, în ședințe comune, se intre în ședințe separate, spun, domnule, știți, da, are dreptate cumva, aș fi dispus să mai las. Și altă parte spun, da, și aș fi dispus să mai las. Și atunci, până din nou față în față, lăsând amândouă părțile, gradual, cât își permit fiecare, ajung la o soluție comună. Și soluția devine de câștigător, nu e perdant, câștigător ca la instanță, și se asigură ce? Stabilitatea, durabilitatea relației dintre părți. Ajungem la acea pace socială pe care ne dorim cu toții de foarte multă vreme. Deci medierea ar avea și are un rol esențial în asigurarea păcii sociale. Dar avem nevoie de mediatori foarte bine pregătiți, care să redacteze acordul de mediere în cel mai bun termen, cel mai clar termen, cu ajutorul cui? Cu ajutorul avocaților, ajungem la avocații. Iar instanțele de judecată să înregistreze aceste acorduri și să pronunțe în termene rezonabile, cu celeritate,
hotărâri judecătorești pe baza acestor acorduri care să fie comunicate tot în termene rezonabile, scurte, părților. Ca, într-adevăr, părții să spună, domnule, uite că medierea funcționează. Am fost la mediator, m-am înțeles cu partea, am fost la instanță, am depus la acordul de mediere, instanța s-a pronunțat repede și mi-a și comunicat repede hotărârea pe baza acordului nostru de mediere. Și instanța este obligată să țină cont exact de ce este cuprins în instanța ține de acest acord de mediere în măsura în care este în limitele legalității. Instanța verifică legalitatea. Deci instanța, ca și notarul, poate să cenzureze conținutul acordului de mediere și să-l retușeze pe aici pe acolo. Dar esența convenției părților trebuie să rămână. La fel de bine și părțile. Sigur, dar și părțile se pot răzgândi, credeți-mă, până în momentul în care se prezintă în fața judecătorului. Au această posibilitate de a-și modifica ceea ce au scris la început în acordul de mediere. Dacă fondul este total împotriva legii, va fi respins ca inadmisibil. Acordul de mediere are valoare juridică a unui înscris sub semnătură privată. Da. Care poate fi autentificat la notar sau poate fi depus la instanță pentru încuvințare și a căpăta caracter de titlu executoriu. Între părți. În afară de litigii comerciale, ce fel de alte litigii? Orice alt tip de litigii. Deci, cu excepția celor prevăzute prin legi speciale, care nu intră în incidența medierii, orice alte litigii. Ceea ce până acum era cu caracter de informare obligatorie, noi, mediatorii, sperăm să devină procedură obligatorie de mediere. Așa cum pe vremuri, cine mai știe, era acea lege 59-1960 privind legea împăciuirii părților. La insulte, loviri simple, calomnii, te trimitea legea, întâi la comisia de împăciuire, fie la primărie, fie la mare întreprindere, veneai cu dovada că nu te-ai împăcat la comisie și atunci se dura procesul. Și atunci te-a mai întrebat că nu vrei totuși să te împaci? Acum, vorbind după experiența asta de aproape 10 ani, în activitatea de mediere, care sunt conflictele sau litigiile care au cea mai mare accesibilitate, care pot fi cel mai bine soluționate prin mediere? Dacă vă uitați, în primul rând, litigiile familiare. În jur de 30%. Contribuabil are și alte avantaje financiare. În momentul în care s-a sunt, de sunt, mediere, ajunge la judecătorie, dar are de plătit niște taxe de taxe, timp, da. Vă răspund. Sunt cazuri în care este o scutire totală de taxă și cazuri în care, atunci când e vorba de transfer de proprietate, taxele se reduc la jumătate. Deci sunt și avantaje financiare. Este ordonanța 18/2013 care prevede strict, sigur, articolul 11, unde spune la acordul de mediere prezentat în instanță, taxa se reduce la 50% din valoare. În materia transferului, instanțe, da? Dreptului de proprietate. Este benefic pentru părți. Deci sigur că da. Iar în litigiile, în anumite litigii, cum ar fi litigiile comerciale, de exemplu, taxa se datorează, dar se restituie în integralitatea ei ulterior. În anumite litigii. Ponderea cea mai mare în ceea ce privește ce ați întrebat dumneavoastră, referitor la domeniile în care s-a aplicat medierea până acum, din experiența noastră profesională, cred că litigiile de familie, așa cum spunea domnul președinte, litigii de muncă au mai fost. Din contracte individuale de muncă și nu din cele colective. Din cele individuale, da? De muncă, da, există o anumită restricție în codul muncii în privința drepturilor la care salariații nu pot să renunțe și atunci acolo e o sferă limitată, dar există multiple acorduri pe litigii de muncă. Au fost, de asemenea, acorduri de mediere foarte multe pe succesiuni și în cauzele de transfer de proprietate înainte de modificarea legislației, atunci când se restituia taxa de timbru integral. Acum, legislația prevede că în momentul în care ai întocmit acordul de mediere cu toate actele care ar trebui să fie depuse și într-un dosar de partaj, de exemplu, trebuie să soliciți direct încuvințarea acordului de mediere
cu depunerea actelor în spatele acestei cereri, urmând ca instanța să verifice dacă acordul de mediere se încadrează în limitele respective ale partajului, la cazul concret pe care l-am luat eu, să verifice dacă există toate actele necesare pentru a putea da o hotărâre în acest sens și să acorde un termen scurt pentru a lua încă o dată acordul părților, pentru a întreba părțile personale. Consimțirea acordului de mediere. Instanței de judecată. Instanței competente, sigur. Instanței o singură de judecată competente. M-am referit la relația cu instanța. Există și posibilitatea ca acordul de mediere să fie autentificat la notariat. În cauzele privind transferul dreptului de proprietate este obligatoriu fie autentificare la notar, fie încuvințare la instanță, da. Mențiunea că la 59, articolul 59 din lege prevede că acolo unde nu avem certificate moștenitor, ceea ce spunea colega mea despre moșteniri și despate, ieșiri din diviziune, competența aparține strict notarului public. Deci noi, ca și mediator, nu putem interveni dacă nu au părți un certificat de moștenitor. Din potrivă, dacă merg în instanță și solicită judecătorului să constate calitatea de moștenitor, iar pe parcursul procesului până la finalizare doresc să se adreseze mediatorului, se poate interveni, dosarul fiind pe instanță și fiind litigiu, mediatorul intervine și soluționează amiabil. Spuneați mai devreme de delimitarea celor două profesii și domnul președinte Trifescu vă spunea foarte bine că trebuie să colaborăm. Într-adevăr, gândiți-vă la timpii morți pe care avocații au de cele mai mult în sălile de judecată, cele mai multe ori. Alergă de la o sală la alta, de la o instanță la alta, când în biroul mediatorului, stabilind împreună cu cealaltă parte sau cu avocatul celelalte părți, pentru că ambele pot fi reprezentate, și cu mediatorul stabilesc ora la care se întâlnesc și ora ce este bătută în cuie, nu ca la instanță, când ești citat la nouă și intri când îți vine rândul, da? Și ai destule lucruri de făcut și acte de depus în termen limită, pe când la mediator spunem noi că timpul este oarecum mai domol cu oamenii. Pe tema dezbaterii succesorale, dacă se găsește una din persoanele care ar avea drept de moștenitor, așa, intră în competențele dumneavoastră? Nu, instanța va rezolva aceste probleme. Noi nu putem decât în momentul în care toate părțile sunt prezente și semnează în fața noastră sau prin procură autentică, da, exact, acel acord de mediere. Dacă una dintre părți nu este de găsit sau pur și simplu nu vrea să participe la procedura de mediere, atunci medierea nu poate fi realizată. Este un singur dezavantaj, am spune noi, al medierii, pentru că la mediator trebuie să fie prezente părțile. Acesta ar fi un mic dezavantaj. În rest, doar avantaje. Da, e firesc să fie prezente, pentru că ele negociază, ele își spun părerea. Asta înseamnă mediere, practic, să fie părțile. Dacă își exprimă părerea în scris, e valabil? Doar dacă trimite vreo procură, deci vreun act de la notariat, o declarație, că renunță, este o altă treabă. E cu totul altă problemă. Sigur. Avem și alte întrebări? Vom anunța. Măsura care apare evenimente noi, cum apar care merită anunțate, vă informăm. Vă mulțumim pentru participarea dumneavoastră, pentru timpul acordat. Mulțumim din nou gazdei noastre, conducerii Bibliotecii Județene Neamț. Vă dorim o zi frumoasă. Și vă mai așteptăm și la multe conferințe. Să ne revedem. Vă mulțumim.